Ne băgat în seamă de autoritățile centrale, Congresul Spiritualității, aflat la 11-a ediție, organizată de 1 decembrie în capitala Marii Uniri, ignoră mințile tulburate ale politicienilor și continuă să facă politica neamului românesc. Alături de profesorii Victor Crăciun și de Ilie Cristescu, inițiatori ai Congresului în urmă cu 2 decenii, participă la ediția din acest an personalități marcante ale diasporei românești. La ediția din acest an a Congresului Spiritualității sunt prezenți oameni de cultură și patrioți români din țară și diaspora. Printre aceștia, Nicolae Popa din Statele Unite ale Americii, Ștefan Brailer și Viorel Roman din Germania, Rodion Popa, Rusia, Cornelia Salvan, Austria, Iona Ungurean din Italia. Campania electorală din acest an a tulburat foarte multe minți și politica a devenit extraordinară în România, ceea ce nu împiedică în niciun fel desfășurarea Congresului Spiritualității Românești. Pentru că dincolo dezbaterile politice, neamul nostru este cel care, prin destin, trebuie să devină biruitor. Și noi, Congresul Spiritualității Românești, suntem tocmai această legătură între românii de acasă și cei de dincolo de hotarele țării, pentru a dovedi că există o unică românitate. La masa rotundă, formată ad hoc în cadrul conferinței de presă de miercuri, Ioana Ungureanu din Roma, etnolog și muzicolog, a scos în evidență un aspect penibil, jenant pentru statul român. Academia di România de la Roma s-a închis biblioteca, justificând că statul român nu poate să plătească un bibliotecar. Vă imaginați! Este una dintre cele mai frumoase, nu exagerez, este domnul Crăciun, așa? Este biblioteca cu amprenta lui Vasile Curvan și Nicolae Iorga. Nicolae Iorga. Da. S-a închis biblioteca, s-a închis cursul de limbă română. Românii din Austria aduc mulțumiri Consiliului Județean Alba și Primăriei Sebeș. La Biserica Ortodoxă din Viena, cu sprijinul Consiliului Județean, deci la inițiativa Ligii, cu sprijinul lui domnul profesor Crăciun, Consiliul Județean și Primăria Sebeș s-a depus o placă memorială în memoria lui Lucian Blaga. Deci a fost un moment extraordinar. Congresul Spiritualității a adunat 16 ediții. Din 2001 este organizat la Alba Iulia.